Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Ca în fiecare seară de marți discutăm despre accesarea fondurilor europene. Așa cum bine știți dumneavoastră, telespectatorii noștri, aveți la dispoziție un număr de telefon, colegii mei îl vor afișa și pe ecran, 031-405-2800, pagina noastră de Facebook vă stă la dispoziție, AgroTV-Agricultura la Raport. Dedicăm emisiunea noastră fondurilor europene pentru că există un interes ridicat, un interes sporit din partea dumneavoastră, de dovadă stau mesajele pe care le primim aici la AgroTV, la Agricultura, la Raport, în fiecare seară de marți. Sunt mulți telespectatori, indiferent că vorbim de telespectatori tineri sau telespectatorii maturi, care doresc să acceseze astfel de fonduri. Este o oportunitate pentru fermierul român de a-și dezvolta afacerea, de a începe o nouă afacere. Sunt foarte mulți fermieri care vin și din străinătate și își propun să se reîntoarcă în țară. Au un motiv în plus dacă reușesc să acceseze astfel de fonduri europene. Permiteți-mi să vă prezint invitații mei din această seară. Dumneavoastră îi știți, îi cunoașteți deja. Le spun bună seara și le mulțumesc pentru faptul că sunt aici, domnilor. Marian Vișu Iliescu, Ion Păunel și Mihai Aron, consultanți pe fonduri europene. Dumnealor vă vor răspunde la întrebările pe care le aveți vis-a-vis de cum se accesează fondurile europene, care sunt condițiile pe care trebuie să le îndepliniți și vă oferă și consultanța de care aveți nevoie pentru a putea ușura acest drum și a intra mai repede în posesia banilor și a îndeplini toate condițiile care sunt obligatorii, condiții prevăzute în ghidul solicitantului. Pentru început, noi ne propunem să discutăm despre două submăsuri, 4.1 respectiv 4.1a, dar așteptăm întrebările dumneavoastră vis-a-vis de orice submăsură, vis-a-vis de orice temă care vă dă bătăi de cap, dacă aveți lucruri de lămurit, de aflat de la invitații mei, puteți să o faceți sunând la 031-405-2800. Avem deja un prim telespectator, spun colegii din regie, așa că vom începe să discutăm despre cele două submăsuri un pic mai târziu. Prioritate aveți dumneavoastră, cei care urmăriți AgroTV și implicit Agricultura la Raport. Îi spun și eu bună seara domnului Marian din Botoșani. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Am încercat să fac un proiect prin măsura 6.1, betonul fermier. Așa. Și aș vrea ca în planul de afaceri să trece achiziție de teren, se poate? Ce s-a achiziție de teren. Achiziție de teren. Da, da, este posibilă și achiziția de teren, pe lângă și alte investiții, nu doar achiziția de teren. Da, dar vreau să fiu sigur dacă poate să pun și asta. Momentan, pe ghidurile din anii 2015, 2016, 2017, n-a fost, pe 2015 a fost o limită de 10%, dar 2016-2017 n-a fost limitată de suma care poate fi investită pe achiziția de teren. Să vedem și cum apare ghidul în anul 2018. Momentan, ghidurile în formă consultativă pentru toate submăsurile din PNDR încă nu au fost afișate pe site-ul AFIR. Da. Eu, până în prezent, aș avea undeva la 70 de puncte, tot cu cursul de calificare pentru... Am înțeles. Cred că aveți și o preluare de exploatație, poate aveți și studii în domeniu, deci dacă v-ați făcut un prescoring la 70 de puncte, înseamnă că atâta o să aveți. Și aici vreau să completez, dar se pare, din informația care le avem, că nu se va umbla și la punctaje. Dacă mergem tot pe punctajele din anii 2015 până în 2017, atâtea puncte aveți dumneavoastră. Dacă se umblă și la punctaje, vom vedea. Eu aș vrea să vă dau un sfat. Căutați și mai găsiți 5 puncte undeva în prescoring, pentru că ar fi păcat să nu depuneți în prima lună. Încă o întrebare. Când se deschide sesiunea de depunere? Când se deschide sesiunea de depunere? În mod teoretic, dacă ar fi să ne gândim ce au fost anii trecuți, probabil în luna aprilie, începutul lunii mai. Cam din 2015 până în anul 2017, cam așa au început. Plus, minus câteva zile. Am înțeles. Mai aveți și alte întrebări, alte nelămuriri? Nu,
Nu. Mulțumesc frumos. Ce este foarte important totuși, completăm că dânsul ne ascultă, chiar dacă se deschide luna mai sau iunie, depinde când se vor deschide, dânsii trebuie să-și facă forma de organizare minim pe FAI sau IFE și să declare la APIA până cel târziu 15 mai. Dacă nu reușesc să declare la APIA până pe 15 mai, nu mai au nicio șansă de a accesa niciun proiect din PNDR anul acesta. E bine că am reușit să lămurim toate aspectele împreună cu telespectatorul nostru. M-ați văzut. Nici n-am debutat bine în emisiune și oamenii au început deja să sune, să vă ceară informații, explicații. Asta denotă interes din partea telespectatorilor noștri pentru fondurile europene și implicit pentru munca pe care dumneavoastră o faceți aici la Agro TV pentru telespectatorii noștri, pentru fermieri, pentru că cât dumnealor sunt mai bine informați, cu atât lucrurile vor funcționa mai bine și mai productiv pentru întreaga noastră societate. Ne apucasem să discutăm un pic despre 4.1, respectiv 4.1a. Haideți să începem să detaliem un pic pe aceste două submăsuri până când următorul telespectator va intra în legătură telefonică. Ca să le luăm undeva în paralel, acestea sunt denumite oarecum măsurile mari, pentru că pot merge până la 2,5 milioane de euro în cazul 4.1, 1.050.000 de euro dacă discutăm de 4.1a, măsura de pomicultură. Și foarte important, măsura de pomicultură este deschisă în acest moment. A fost deschisă în luna decembrie cu o valoare de 170 de milioane de euro. Până în prezent s-au depus proiecte la 12 milioane de euro până acum câteva zile. Deci o depunere destul de proastă, ca să spun așa, cel puțin până acum. Probabil când o să mai scadă scoringul, probabil că o să fie mai multe proiecte depuse. După cum vă spuneam, acestea sunt denumite măsurile mari. De bază se pleacă de la 50-50, adică 50% Uniunea Europeană, 50% beneficiarul și pot să crească în anumite condiții. Dacă cel care depune proiectul este tânăr, sub 40 de ani, dar să se fie instalat de cel mult 5 ani de zile, dacă ori în momentul în care depune sau își ia un angajament că va produce un sistem ecologic cu certificare, este foarte important pentru că foarte mulți spun eu produc ecologic, dar trebuie avut în vedere că trebuie certificare pentru acest lucru, se mai pot acorda 20% procentual dacă investiția este într-o zonă defavorizată, să spunem generic, și mai există o a patra categorie, într-adevăr, pe 4.1, dacă beneficiarul a mai depus pe celebrele măsuri 16.1 sau 16.4. 16.4 s-a încheiat anul trecut, 16.1 este în derulare acum, așadar puțin probabil ca ei să poată să lua să ia aceste puncte, aceste 20% procente. Așadar, cel mai sigur și cel mai sigur înseamnă tânăr, fermier și sau zonă defavorizată sau ecologic, acum depinde de fiecare beneficiar în parte cam cum alege. Bun, vă spuneam că sunt mulți telespectatori care doresc să intre în direct cu dumneavoastră. Domnul Constantin din Suceava este alături de noi. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Aș dori să le adresez o întrebare consultațiilor dumneavoastră. Vă rog! Deci am avut măsura 1.4.1. Așa. Am dus-o la finalizare anul trecut. PFA-ul făcut în anul 2013. Terenul în primii 3 ani trecut pe PFA. Și animalele, am și 19 animale înscrise la vas de lapte. Înscrise pe persoană fizică. Pot să accesez măsura 6, instalarea tânărului fermier? Dumneavoastră personal nu. Pentru că aveți mai mult de 24 de luni de când sunteți înscris cu RO la APIA. Dar puteți face într-un fel de exploatație către soția dumneavoastră, dacă este până în 40 de ani, sau altcineva din familie. Puteți continua cu submăsura 6-3, dar faceți prea multe suri. Am înțeles câteva vaci de lapte. 19 vaci de lapte deja
discutăm de peste 24.000 de ESO-uri. Alo? Da, da, mulțumesc frumos. Mulțumim și noi pentru telefon. Seară bună vă doresc, numai bine. Domnilor, avem telespectatori care sună la numărul afișat pe ecran, dar avem și telespectatori care ne scriu pe pagina noastră de Facebook, AgroTV-Agricultura la raport. Doamna Alina ne scrie așa: am 36 de ani, dețin 6 hectare de teren agricol de la părinți. Din iulie aș vrea să cumpăr 10-15 juninci Angus. Mă rog să-mi spuneți dacă din 2019 se mai dau fonduri europene și ce măsură pot accesa. Momentan sunt în Italia. E destul de greu ca să-i răspundem la această întrebare, pentru că, de fapt, de anul trecut discutasem în luna, cred că octombrie, noiembrie, deja au apărut primele declarații oficiale ale autorităților, care spuneau că măsura 4.1 de bază s-a terminat, dar și celelalte măsuri. Pentru 4.1, așa cum a început să se afle, o să mai avem o sesiune anul acesta, așadar s-au găsit prin realocări. Trebuie să vedem dacă pentru anul 2019, nu numai dacă sunt bani, dar dacă România și-a îndeplinit indicatorii ca și țară. Dacă avem numărul de proiecte aferent, atunci cu siguranță nu vor mai fi proiecte accesate. Trebuie de specificat un lucru. Dacă măsura 6.1 este o măsură extrem de accesată, spre diferență de măsura 6.3, care este unde anul trecut, de fapt, au rămas bani. Dacă chiar vrea neapărat să se întoarcă în țară, depinde dacă ar fi să luăm în considerare ceea ce s-a întâmplat în anul 2017, se va continua în 2018, presupun că și 2019 vor mai fi bani pe ceea ce înseamnă investiții în fermele, în fermele mici. Așadar, cu cele 10 vaci, chiar dacă le-ar prelua, este destul de probabil ca să nu poată să acceseze tânărul fermier în 2019. Dar, ar avea într-adevăr un ajutor, depinde, aici sunt foarte mulți depinde, în sensul că este acel program pe ceea ce înseamnă fie tânărul, Startup Nation, dacă se va continua și la anul, partea de procesare o să fie eligibilă pe acea componentă și atunci ar putea să beneficieze de 40.000 de euro 100% nerambursabil pe partea de procesare. În regulă, e foarte bine că ați adus toate aceste argumente. Un alt telespectator este la telefon, din Dâmbovița. Bună seara! Bună seara! Am o întrebare. Cum vă numiți întâi și întâi? Stimate domn, cum vă numiți? Popa mă numesc. Da, domnul Popa. Este județul Dâmbovița, dintr-un sat, comuna Aninoasa, mă rog, lângă Târgoviște. Perfect. Am o fabricuță pentru procesat produse ecologice. Am vreo șansă de a accesa fonduri europene? Ce fabricuță aveți? Păi am construcția, totul este pus la punct, dar îmi lipsesc banii de utilaje. A, deci nu aveți încă. Fabrica este gata, este pusă la punct pentru producția alimentară, dar... Okay. Da. Am dorit să accesez fonduri ca să o utilizez. Da, aveți, să știți că sunteți unul din posibilii beneficiari extrem de norocoși pentru anul 2018, dacă veți dori să accesați fonduri europene pe partea de procesare, pentru că sunt în continuare bani pe măsura 4.2, anul trecut oricum au rămas 37 de milioane de euro. Măsura 4.2 este măsura pentru, să spunem foarte simplu, procesarea produselor agricole. Sunt eligibile pornind de la, exact cum aveți în cazul dumneavoastră, fabricuțe, fabrici de procesare produse agricole. Aceasta este un prim punct, silozuri, depozite, dar și o schemă de ajutor de stat, acum depinde cum vă încadrați, o schemă de ajutor de stat
unde sunteți eligibili dacă nu sau un produsul dumneavoastră agricol suferă, să spunem, o simplă transformare. Dacă este transform, nu știu, să spunem, în biscuiți sau ceva mult mai complex, o să fiți eligibili pe partea de schemă de ajutor de stat. Aici, de aceea am pus întrebarea, ce vrea să proceseze domnul, pentru că dacă vrea să facă pâine, dacă vrea să facă biscuiți, există avem o altă sursă de finanțare. O sursă. Exact. Dacă vreți să faceți salam, dacă vreți să faceți brânză, există altă linie de finanțare. Aș merge pe produse vegetale, deci nu brânză. Am înțeles. Salam. Bun, atunci o să fie măsura. Da, atunci eu o să fie măsura. Producție vegetală ce, stimate domn? Pentru că în fondurile europene sunt lucruri foarte sigure și clare. Adică cartofi, ceapă, trebuie să fiți mult mai precis. Grâu, porumb și așa mai departe. Legume, fructe, să înțeleg, da? Haideți că vă spun. Sucuri de fructe, să zic suc de mere. Bun, ok, am înțeles. Am înțeles. Bun, atunci discutăm de măsura 4.2. Exact. Discutăm de măsura 4.2. Mihai, dar trebuie să-i explicăm dânsului, pentru că ne-a spus că nu mai are bani de utilare. Măsura 4.2 e cu cofinanțare, 50 cu 50. 50 cu 50, nu puteți să creșteți mai mult de 50. Este standard 50 cu 50. Și dacă tot vorbeai mai devreme de startup, mai aveți o variantă pe un program național, Startup Nation, unde primiți până la 200.000 de lei noi, unde puteți să vă achiziționați toate utilajele pe care le doriți dumneavoastră pentru a procesa aceste produse. Este un program național, sunt bani pentru 10.000 de proiecte, se va redeschide și acesta anul ăsta, dar nu puteți să accesați mai mult de 200.000 de lei noi. Da, întâmplător cu 200.000 pe partea de sucuri, chiar știu că poate să facă o fabricuță bună. Este totuși aici o mențiune, de asta dacă se va menține aceleași criterii ca anul trecut, ca firma să fie înființată în 2017, depinde dacă dumneavoastră ați făcut fabricuța pe o persoană juridică, persoană juridică mai veche sau înființată în 2017, 16 și așa mai departe, nu veți mai putea să fiți eligibili. Anul trecut erau... Am fabrica pe persoană fizică, nu am încă firmă. Perfect. Perfect. Faceți contract de închiriere între firmă și dumneavoastră. Faceți SRL-ul acesta. Când se va redeschide, vă dăm mai multe amănunte. Deci aveți două astea de finanțare. Ori pe PNDR 50-50, ori dacă nu, din fonduri naționale, Startup Nation, 200.000 de lei noi. La care vă nu puneți mai asta nimic. Mult. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi pentru telefon. Agrosel, profesionistul dumneavoastră în semințe, de 20 de ani alături de producător cu soluții românești. Bun, avem un alt mesaj de la un alt telespectator primit pe pagina noastră de Facebook. Mesajul sună așa. Am accesat măsura 6.1. Proiectul a fost declarat eligibil cu finanțare. Am semnat contractul în data de 5 martie 2018. Când se vor vira banii? Doamna Andra e nerăbdătoare să afle de la dumneavoastră. 2018. Așa ne-a scris, da. E sau acum... că e dintr-o serie Oriti Delta Dunării sau o serie mai... Acum de curând a semnat ca idee. 5 martie de obicei, în, știți că sunt până la 90 de zile până de când a semnat contractul de finanțare să le intre banii în cont. Ce pot să vă spun ca o practică a firului în ultima perioadă, știu că se fac plăți de două ori pe lună în ultima perioadă. Dacă nu s-a semnat pe 1 martie, s-ar putea să intre până la final. Până la final sau dacă nu, cel târziu pe 15 aprilie. Bun, domnul Viorel din Bistrița, Viorel Cucura, întreabă așa, dacă se mai fac proiecte de 15.000 de euro primăvară. Sperăm că da. Deci, sunt măsura 6.3, cum spunea și colegul mai devreme, din 2015 până acum nu am cheltuit niciodată banii alocați per sesiune. Tot din informații care le-am auzit și noi, se pare că e o sumă destul de generoasă pentru anul acesta. Se pare că vor fi două sesiuni sau o singură sesiune, dar sigur se va redeschide și se poate accesa măsura. Bun, domnul Păunel, avem un oltean de al dumneavoastră, domnul Marian din județul Dolj, din Craiova, îmi spun colegii. Bună seara! Bună seara, să trăiți! Să trăiți și dumneavoastră, vă ascultăm! Am 36 de ani, așa? Am 1 hectar și 27 teren arabil, proprietate personală și 65 de ari în arendă. La ce măsură m-aș putea încadra? Și dacă e...
s-ar putea face ceva. V-a întrebat colegul. Ce cultivați? Pentru că faptul că l-aveți în proprietate sau arendă, nu primiți nimic. Momentan eu cultiv porumb, grâu, dar m-ar interesa să fac un mic proiect. Adică, na, m-ar interesa ceva, pomicultură, cireș. Am auzit-o la dumneavoastră că s-ar putea... Da. La numărul ăsta de hectare, puțin, probabil. Dom'le, dacă discutăm de pomicultură, la 2 hectare ați fi exact pe minim. Nici 2 nu sunt. Poate că am măsărute sourile, acum depinde. Dar spune tu, Mihai, e vorba de măsură cofinanțare. Deci e puțin da, măsura, într-adevăr, măsura 4.1a, pe partea de pomicultură, 2 hectare vă este, v-ar fi suficient. Dar această măsură, cum am spus și la începutul emisiunii, ea pleacă de la 50 cu 50. În cazul dumneavoastră o să mergeți probabil pe 900.000 de euro, valoare totală, 50 cu 50. Dacă sunteți tânăr sub 40 de ani, atunci mai puteți să luați încă 20%. Dacă sunteți în zonă defavorizată, iar ați putea să mai mergeți pe 20%. Da, m-ar ajuta ceva dacă aș putea să mai închiriez minim un hectar? Nu. Eu cred că dumneavoastră ați vrea să întrebați dacă ați putea să accesați sub măsura de instalare a tinerilor fermieri, sub măsura 6.1. O măsură la care dumneavoastră nu puneți nimic, totul este finanțabil din partea Uniunii Europene. Dacă ați spus dumneavoastră că aveți decât cereale, 2 hectare, dacă facem un calcul, aveți decât 1200 de souri, ceea ce înseamnă de 10 ori mai puțin decât ne trebuie minim pentru sub măsura 6.1. Dacă într-adevăr ați fi într-o zonă legumicolă și v-ați dori să desfășurați o activitate legumicolă, dacă adunăm cele două suprafețe, cred că ne dau exact 2 hectare. Sau... Nu, 1,93. Mai trebuie 8 arii și fără 8 are 11.897. E sub 12 cu 100... Deci mai luați ceva teren arendă, dacă trebuie să cultivați cu legume și dacă credeți că sunteți într-o zonă unde puteți să cultivați aceste legume și v-ați dori să dezvoltați o afacere pe legume, puteți fi beneficiarul sub măsurii 6.1 anul acesta. Am înțeles. Deci cu... Poftim? V-ați lămurit? Da, am înțeles, să trăiți. Bine, mulțumim și noi pentru telefon. Seară bună, numai bine. Haideți să îi mai răspundem unui alt telespectator, domnul Claudiu Todoruț. Este din județul Cluj, ne scrie așa. Dețin 4 hectare de teren agricol pe care aș dori să înființez o plantație de viță de vie. Care sunt măsurile pe care trebuie să le accesez și unde aș putea găsi informații cu privire la legislație pentru înființarea acestui tip de cultură? Aici sunt două discuții, Ovidiu. Dacă discutăm de struguri de masă, discutăm de Programul Național de Dezvoltare Rurală, în speță discutăm de măsura 4.1a, adică da, îi trebuie minim 4.000 de souri, așadar la cele 4... De masă vorbim de 4.1. 4.1, scuzați, 4.1, da. 4.000 de souri minim, așadar el s-ar încadra cu cele, oricum s-ar încadra cu cele 4 hectare. Dacă discutăm de struguri pentru vin, aici sunt două discuții. În primul rând, el ar trebui să aibă drept de plantare, în primul rând, pe acele 4 hectare. Iar programul adică proprietate sau contract de superficie? Și trebuie să se ducă la APIA, pentru că programul se desfășoară prin APIA. Ca un lucru foarte bun, România și-a extins, dacă nu mă înșel, până în 2021 sau 2022, investiția în vița de vie pentru vin. Adică aici, dacă vine cu mai multe date, masă sau vin, atunci îi putem da mai corect. Ce este important, care are o oportunitate de finanțare atât prin APIA, da, cât și prin Dacă discutăm prin APIA, să spunem, în mod teoretic, este 100%, dacă se încadrează în 13.900, dacă mi-aduc bine aminte. Dacă discutăm de 4.1, este pe măsura 4.1, este cea clasică, adică, mă rog, cu siguranță la această suprafață, 500.000 de euro, pentru că înseamnă mașini, utilaje și echipamente, adică o să fie probabil achiziție simplă, plus, mă rog, ceea ce înseamnă partea de plantare. Bun, haideți să luăm și noi o scurtă pauză comercială, după ne reîntoarcem aici la Agricultura la Raport.